Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. 39 de copii din medii defavorizate văd marea pentru prima dată. Spitalul Sfântul Ierar Dr. Luca are stație de ambulanță complet modernizată. Expoziție de ziua ei. Cu toate că proiectul social a pornit inițial pentru 35 de copii din medii defavorizate, iată că s-a ajuns la 39 de copii care în dimineața zilei de miercuri, 29 iunie, au pornit cu trenul spre mare. Unii pentru prima dată. Mai multe detalii despre proiectul social Bucuria Copilăriei pe Litoral aflăm în minutele următoare. Ați reușit să aduceți o mare bucurie pentru 39 de copii care adineaori au urcat în tren și merg la mare. Suntem în gara din Onești, asta ne-am dorit, deși pare un lucru obișnuit pentru unii copii care n-au mers niciodată cu trenul, este un lucru fascinant și au urcat acum în tren, vor călători câteva ore bune. La întoarcere vreau să spun că îi aducem cu autocarul, că știm că o să se obișnuiască, poate o să se sature cu trenul, dar este o bucurie pentru ei. Este un grup însoțit, este marea majoritate sunt copii orfani, sunt și copii care nu au fost niciodată la mare. Acest lucru îl datorez dumneavoastră, celor care m-ați ajutat, iată pe rețeaua de Facebook, dumneavoastră, televiziunea și alte persoane care au făcut să punem cu toții câte 600 de lei, înmulțiți cu 44 de persoane și vedeți ce sumă am putut aduna în 2 săptămâni. Ați reușit să aduceți o mare bucurie în sufletele lor, atâta nerăbdare era aici, atât freamăt, înainte să ajungă trenul, parcă nu mai trecea timpul. Eu am început slujba puțin mai devreme astăzi, tocmai pentru ca să fiu împreună cu ei și am prins și eu câteva crâmpei așa din îmbrățișarea lor. Reprezint aici pe arhiepiscopul nostru Ioachim, preoții protopopiatului Onești, pe dumneavoastră și am vrut să plece cu o rugăciune și cu o binecuvântare. Sărbătoare multiplă de ziua ei la Biblioteca Oneșteană, de ziua nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, de Sânziene și ziua ei, o împătimită a cămășii țărănești, bibliotecară la Colegiul Tehnic Petru Poni, Roxana Caruceriu, a avut ideea de a organiza o frumoasă expoziție fix în ziua în care cămașa țărănească este celebrată. Am să vă citesc câteva rânduri despre ea tradițională, zeblută și cămașa cu artiță. Cămașa cu artiță este cea mai cunoscută și cea mai reprezentativă piesă a costumului tradițional românesc. Este răspândită cu deosebire de o parte și de alta a munților Carpați, în Moldova, Bucovina, Muntenia, Oltenia și sudul Transilvaniei. Cămașa femeiască cu artiță reprezintă și astăzi, în majoritatea zonelor etnografice ale României, un important mijloc de afirmare a individului în comunitate și de exprimare a identității sale culturale. Ea este denumită și ciupagă în Oltenia, Muntenia, Transilvania, e cu mărașul în sudul Transilvaniei, e fetească, îi se mai spune în Transilvania, spăcel în Arad, cămașă zoroclie în Teleorman, bânecar în vepesiunea Loviștei, județul Vâlcea, cămașă răsucită în Vrancea și cămeșe cu lănces în Neamț, Suceava. Cămeșa încrețită la gât, cu altiță, numită de specialiști cămașă carpatică, este un tip de mărturie vizual-documentară de înaltă performanță artistică, desăvârșită de mâna femeilor de la țară, generație după generație, nu doar pentru a-și proteja trupul de intemperii, ci și pentru a comunica oamenilor pentru un cod vestimentar specific mentalității tradiționale românești, mesaje non-verbale despre statusul purtătoarelor, de unde vin, ce vârstă, etnie și status civil au. Vechea formă a cămășii femeiești tradițională era cămașa lungă cu stanii împreună cu poalele, cămașa pe de-a întreburi. Apărută ca urmare a necesității protejării integrale a corpului, după cum spuneam, de intemperii, răspunzând totodată criteriilor impuse de normele sociale. Ca variațiune regionale, în timp, partea de sus a cămășii s-a desprins de poale, separându-se cămașa scurtă de poalele care se încrețeau în jurul taliei, sau erau
cusute de partea de sus a cămășii. La noi se remarcă păstrarea cămășii lungi în spațiul dunărean și predilecția pentru separarea ei în două părți, Iași și Poale, în Transilvania, Banat și Moldova. Denumirea de cămașă cu altiță apare ca urmare a diferențierii pe criterii tehnice și de ornamentare a cămășilor. Altița este acea bucată de pânză dreptunghiulară, plasată pe umăr, care face parte din structura cămășii și nu aparține mânecii. Ea unește stanul din față, pieptul, adică pieptul cămășii, cu cel din spate, fiind folosită ca element de lărgire a cămășii. Integrată tehnic în contextul culturii materiale populare românești, cămașa femeiască era adaptată perfect mișcării corpului, iar altița a apărut ca răspuns la necesitatea mișcării în voia brațului. Inițial, altița era mică, cât să cuprindă umărul, iar mâneca se prindea de ea prin încrețire și era mai largă. Odată cu trecerea timpului, altița a crescut în dimensiuni, devenind egală cu lărgimea mânecii, prinzându-se întinsă de mânecă, nemai fiind încrețită. La cămășile vechi, altița era demontabilă și se desprindea la spălat, pentru a nu fi supusă uzurii. Cele mai vechi mărturii despre costumul femeiesc le reprezintă desenul geometric de pe corpul unor igor de lupt și datează din perioada culturii Vădrastra, acum 5400 de ani, în Oltenia, precum și decorul unei străchini din aceeași cultură, care au fost interpretate de reputați specialiști ca având corespondențe cu motivele decorative de pe veșmintele acelor vremuri. Deci iată că ea a apărut din cele mai vechi timpuri din cultura cu puteni. Alte mărturii iconografice referitoare la portul strămoșilor daci ne parvin din perioada Antichității Romane, prin intermediul a două monumente celebre. Tropeul Traian, 108-109 după Hristos, din comuna Adam Clisic, Dobrogea, și columna lui Traian, 113 după Hristos, de la Roma. Fiecare dintre acestea, după cum sublinea arheologul român Alexandru Ordovescu, conservă imaginea săpată în piatra unor costume bărbătești și femeiești, care prezintă frapante similitudini cu portul contemporan al țăranilor de la munte. Costumul purtat de femeile daci ale monumentului de la Adam Tesi este specific ținutei de vară. Cămașa femeiască are toate bucățile de pânză care formează fața, spatele, și mânecele încrețite pe lângă gând, pe un simplu fir de arță, numit brezărău. Acest croi arhaic se regăsește până în zilele noastre în portul popular moldovenesc, iar în Muntenia și Oltenia, acest mod de strângere a lățimilor de pânză în jurul gâtului se numește creț. Cele două procedee tehnice demonstrează continuitatea competențelor tehnologice și artistice de confecționare a cămășii femeiești cu altiță. Începând cu secolul al XVI-lea, alte surse de informații se alătură atestărilor antice ale cămășii cu altiță. Costumele domnitorilor, boierilor, târgoveților, negustorilor și țăranilor încep a fi prezentate în cronici pictate în tablouri votive din bisericile aurice, de târg și din sate. Un inițiator consecvent al costumului popular femeiesc a fost și Casa Regală a României. Încă din anul 1885, regina Elisabeta a îmbrăcat costumul popular cu precădere pe cel din Argeș și Mușcel, la diverse evenimente, apreciindu-i bogăția și rafinamentul broderiilor, eleganța și prețiozitatea materialelor. Ulterior, și regina Maria a adoptat costumul popular ca ținută oficială la sărbătorile națiunii și astfel, sub patronajul Casei Regale, se lansează o adevărată modă a costumului popular printre doamnele române, fiind adoptat ca emblemă identitară la diverse recepții și evenimente naționale. Adevărați mesageri ai identității naționale, costumele de Mușcel și Argeș pătrund treptat și în cercurile de intelectuali. Indiferent de zona etnografică, intelectualii satelor, învățătorii, profesorii, primarii și primărițele, preoții și preotesele, notarii și notărițele au adoptat aceste veșminte pentru a-și afirma identitatea etnică. Intensitatea acestui fenomen explică de ce costumul de Mușcel este considerat emblemă națională în Muntenia, Oltenia și chiar în sudul Moldovei. Același fenomen de învestire a costumului popular femeiesc, cu valoare de marcă identitară, se petrece și în sud-estul Transilvaniei. Un merit deosebit în planul promovării costumului de săliște și conservării identității culturale a românilor transilvăreni devine Reuniunii Femeilor Române, înființată în 1850 la Brașov, și Asociațiunii Astra, înființată de Andrei Șapuna în 1861. Acestea au coagulat mișcarea culturală a românilor transilvăreni, contribuind la consolidarea sentimentului de unitate etnoculturală
și pregătind astfel mult așteptata unire din 1918. La expoziția din 1906, organizată la București, cu prilejul aniversării a 40 de ani de la urcarea pe tron al regelui Carol I, costumul de săliște dobândește un plus de vizibilitate și prestigiu datorită Mariei Peligrad, o tânără transilvaneancă îmbrăcată în costum de săliște, căreia a fost decernat titlul de Miss România. Prin eleganță și rafinament artistic, acest costum devine în sud-estul Transilvaniei un model demn de urmat pentru multe generații de femei de la sate sau de la oraș. Un mare număr de doamne de la Clubul Pensionarelor, organizate de către consilierul local a Anei Ileana din Onești, au răspuns prezent la această expoziție, cum altfel decât îmbrăcate în ei, mai mult sau mai puțin moderne, și purtând coronițe din flori de sânziene. Din punctul de vedere al organizatorilor, ca să zic așa, Roxana mi-a ridicat mingea la fileu și noi mulțumim foarte mult ei pentru efortul pe care îl facem, primul rând, în comunitatea noastră de a salva și a transmite tradiția aceasta a coaserii cămășilor mai departe generațiilor care vin după noi. Practic, misiunea noastră ca instituții de cultură, nu știu de ce nu merge, dar nu cred că e cazul să mă zic. Da? Așa? Misiunea noastră ca instituții de cultură este aceasta, să prezervăm și să transmitem mai departe, să promovăm memoria culturală, materială și imaterială. Din păcate, dacă în mod imaterial vor rămâne niște amintiri, material aveam riscul de a nu mai da de modelele pe care le vedeți aici. Și atunci generația noastră a conștientizat, la nivel național există o mișcare puternică de reconstituire a vechilor modele și a vechilor cămăși din muzee, ca să poată fi duse mai departe modelele și schemele de croi, astfel încât generațiile următoare să știe ce s-a întâmplat înaintea lor și să poată aprecia la justa valoare această tradiție, așa cum bine a zis Roxana, să sperăm că Ia cu Altiță va intra în patrimoniul UNESCO și atunci șansele sale de a dăinui vor fi cu atât mai mari, însă, așa cum spunea din noi ea, este vorba de această continuitate pe care noi, pe care cei care au promovat dosarul au reușit să o demonstreze în întreaga cultură tradițională românească și atunci noi suntem datori să ducem mai departe această mișcare de continuitate, această undă a tradiției românești și ca atare întotdeauna vom fi recunoscători celor care sunt alături de noi în misiunea aceasta a noastră. Mă bucur foarte mult că Muzeul de Istorie a primit donația domnului Teacă. Este un gest de o valoare inestimabilă. În momentul acesta poate nici nu conștientizăm ce mult îi datorăm domnului Teacă pentru efortul lui de o viață întreagă de a aduna și de a păstra tradiția materială din zona Bacăului și mai ales din satul Buciu, căruia aparține, dar și acest gest nemaipomenit de a, și inițiativă grozavă de a dona Muzeului de Istorie colecția sa. Deocamdată o parte din colecția sa, dar este o parte foarte importantă. Bravo. Vă invităm să ne puneți întrebări, să conștientizați cumva, să identificați pe cămăși ceea ce s-a vorbit aici, adică registrele modelelor, modul lor de dispunere și modul de croi și să comparați eventual veșmintele cu care sunteți dumneavoastră îmbrăcate, să vă dați seama care sunt diferențele și care sunt asemănările și împreună să reușim să ducem mai departe tradiția cămășii românești cu Altiță.
Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca are o stație de ambulanță modernă, iar cei care își desfășoară activitatea aici beneficiază de cele mai bune condiții. Practic, clădirea ambulanței din Onești a fost modernizată de către Consiliul Județean Bacău și de către Primăria Onești. Probabil că până la sfârșitul lunii se va finaliza recepția totală. Ea este gata ca și lucrare. A fost o lucrare tot așa suportată financiar de Consiliul Județean în parteneriat cu Primăria Onești. Și normal că toată lucrarea va asigura o imagine, o calitate pentru întreaga zonă spitalicească, pentru că proiectul de reabilitare termică include toată zona spitalului, mai puțin corpul de maternitate și corpul de boli infecțioase, care vor fi și ele prinse pe proiecte europene prin programul PNRR. Cu alte cuvinte, colegii de la ambulanță vor putea sau beneficiază deja, chiar dacă nu s-au făcut recepția totală, de condiții minime de decență. Condiții, deja sunt condiții foarte bune, bune, da. Investiția Consiliului Județean este de 95% din valoarea totală de aproximativ 1,6 milioane de lei și este realizată în asociere cu municipiul Onești. Au fost reamenajate spațiile destinate personalului medical, dar și dispeceratului, clădirea fiind acum dotată cu instalații complet noi și cele mai moderne sisteme de siguranță. Sediul ambulanței din Onești, compus din mai multe corpuri de clădire, a fost construit în 1968. Starea avansată de degradare a acestuia a stat la baza unei asocieri a Consiliului Județean Bacău cu municipiul Onești pentru reabilitarea și modernizarea acestui obiectiv medical de importanță vitală pentru comunitatea oneșteană. Ordinul de începere a lucrărilor la acest obiectiv a fost dat în luna martie a anului trecut. Sâmbătă 25 iunie, în prezența a numeroase personalități a lumii medicale, a reprezentanților autorităților locale, ai mediului socioeconomic, jurnaliști și întreaga echipă medicală a clinicii, a fost inaugurată noua locație a clinicii medicale Dr. Zală din Moinești. A fost prezent și profesor universitar Dr. Adrian Cotârleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, profesor universitar Dr. Inginer Valentin Zichir, prorector pentru programe de învățământ și activități studențești la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, dar și Ionuț Merlușcă, director general. Dr. Andrei Zală, fondator și manager al clinicii, a vorbit despre ceea ce l-a motivat să-și investească resursele în crearea unui loc în care să poată susține procesul de vindecare. Profesorul universitar Dr. Adrian Cotârleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, a subliniat necesitatea creierii unor punți de legătură dintre sistemul de sănătate public și cel privat, cel din urmă venind în completarea serviciilor medicale efectuate în clinici și în spitalele de stat. Clinica poate fi găsită în Moinești, dar și în Onești, și are 16 specializări medicare, cărora li s-a adăugat punctul de recoltare analize medicale și servicii de estetică facială și remodelare corporală. Această abordare holistică va deschide noi perspective în tratamentul și acordarea ajutorului necesar oamenilor aflați în suferință. Mă bucur să știu că în cadrul clinicii medicale Dr. Zală, oamenii au acces la această nouă metodă, o metodă revoluționară care are la bază studii în neurologie, a declarat profesor universitar Dr. Inginer Valentin Zichil, prorector pentru programe de învățământ și activități studențești la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Mai sunt câteva zile până când se va da startul la distracție în comuna Mănăstirea Cașin. Pentru prima dată în istoria localității, administrația publică locală, prin actuala echipă, primar Adriana Enache și viceprimar Gelu Nicolae Zgăvârdici, împreună cu cei din Consiliul Local, au decis realizarea primei ediții a manifestării generic intitulată Ziua Comunei Mănăstirea Cașin. Mai multe despre eveniment aflăm în minutele următoare de la primarul comunei Mănăstirea Cașin, Adriana Enache. Pentru prima dată în istoria localității se organizează zilele comunei, timp de 3 zile, va fi o sărbătoare și o petrecere în aer liber a tuturor locuitorilor comunei, dar și a celor din afară. Da, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pe această cale profităm de faptul că invităm atât cetățenii comunei, cât și alți cetățeni din jurul comunei noastre să fie alături de noi în aceste 3 zile.
Începem în felul următor. Pe 1 iulie, la orele 16, avem în Căminul Cultural un simpozion prin care se va intitula și care se intitulează Pe un picior de plai, pe o gură de rai, Mănăstirea Cașin, vatra a istoriei și a spiritualității. Iar pe data de 2 iulie, începem la ora 12 cu o paradă a portului popular, de la Căminul Cultural până la primărie. Vă asigur că va fi un spectacol extraordinar de frumos, sunteți bineveniți. După care vom merge în satul Pârvulești, pe Luncă, unde vom organiza un festival de etnografie și folclor Regina Maria. Vor participa 10 ansambluri din toată țara. Va fi într-adevăr un spectacol extraordinar de muzică și port popular și dans popular. Iar la sfârșit de program, formația Călugăreni ne va da un mic spectacol, după care tinerii satului sunt invitați să participe la o petrecere în aer liber. Asta va fi pe data de 2. Pe data de 3 iulie, duminică, începem la ora 14, un program artistic cu ansambluri, ansamblu Zestrea, Doina Bacăului, Bobocul, un ansamblu din Parcova, din Edineț, și, nu în cele din urmă, ansamblu Mugura și Mănăstire. Iar artiști, vom avea și artiști locali, cu formația Montana, formația Condor, sunt artiști locali, iar invitați vor fi, începem cu artistul Ion Palade și cu Cornel Botgros, care ne va încânta cu melodiile lor, Nicu Paleru, Gabriela Comănici, Elena Comănici, Robert George și Delia Racu. Și uitați să vă mai spun, mai avem un ansamblu cu dansuri grecești. Și cu alte cuvinte, se anunță o petrecere de zile mari. Da, dar nu numai petrecere. Avem și o competiție sportivă. Avem terenul de sport care este tot în zona respectivă. Acolo vom avea o competiție sportivă care se va desfășura pe 2 zile, sâmbătă și duminică, atât pe seniori cât și pe juniori. Vă așteptăm cu mare drag să fiți alături de noi, de noi mănăstirenii care suntem o comunitate caldă, plăcută, vă asigurăm că vă veți simți bine în comuna noastră. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 30 iunie, cerul va fi parțial înnorat, cu maxima zilei ce ajunge până la valori de 33 de grade Celsius. Sunt posibile furtuni cu fulgere, iar minima pe timpul nopții coboară până la 19 grade Celsius. Vineri, 1 iulie, cerul va fi parțial înnorat, maxima zilei urcă până la valori de 30 de grade Celsius. Sunt posibile furtuni cu fulgere, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.